Bună ziua tuturor acelora care vor asculta această înregistrare. În cadrul proiectului Limba Română Literară de-a lungul timpului, am vorbit în înregistrările anterioare despre cronicarii moldoveni, Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. În continuare, vom vorbi despre cei care au scris cronici ale țării românești, cunoscuți sub denumirea de cronicari munteni. Istoriografia țării românești ne este cunoscută azi sub forma pe care a îmbrăcat-o la sfârșitul secolului al XVII-lea, adică prin cele două cronici ale facțiunilor boierești care rivalizau pentru dobândirea puterii și își prezentau argumentele privind drepturile lor în fața opiniei clasei stăpânitoare. Este vorba despre Letopisețul Cantacuzinesc și Cronica Bălerinilor, pe perioada 1290-1688, publicate de August Treboniu Laurian și Nicolae Vălcescu în Magazin Istoric pentru Dacia, între 1845-1847. Cronicile amintite reproduc texte mai vechi care nu se mai păstrează și care datează probabil din vremea lui Matei Basarab. Cele două letopisețe constituie o polemică între cele două grupări de boieri care încetează odată cu împăcarea familiilor prin căsătoria dintre Smaragda, fiica voievodului Șerban Cantacuzino, și Grigore, fiul lui Vașcu Băleanu, în 1688. Cronicile sunt scrise de grămătici pentru stăpânii lor. Grămăticul era secretar sau scriitor într-o cancelarie domnească, ori boierească. Cei care, precum diecii, ori pisarii, ori uricarii, redactau acte, documente și proveneau în general din familii înstărite, având și o solidă cultură. Aceste cronici nu reflectă poziția autorilor, ci a patronilor. Stilul polemic, invectiva, combaterea dușmanului erau necesare într-o scriere de acest gen. Polemica însă nu este organizată ca o argumentație, ca o pledoarie, ci în favoarea celor susținuți și aprobați de autor, se invocă sprijinul divin pentru actele lor. Pentru dușmani sunt rezervate blesteme. Pentru letopisețul cantacuzinesc a fost presupus drept autor logofătul Stoica Ludescu, identificat de Nicolae Iorga și acceptat și de alții savanți, precum Constantin Giurescu, Liviu Onu sau Nicolae Cartojan. Autorul Letopisețului Cantacuzinesc nu face un simplu inventar de invective. Cronica abundă în figuri detestabile. Manifestă o limpede preferință pentru atacul la persoana, spune astăzi, pentru stigmatizarea particulară. De exemplu, marele paharnic Constantin Vărzaru este moștenitor al unor gene malefice. Că adevăr, cum nu poate face din mărăcine strugure și din rug smochine, așa nu se poate face din neamul rău bun. Ci din varza cearea, ce-i zic morococean, au ieșit fie său și mai morococean. Termenul morococean înseamnă soi de varză de proastă calitate, iar în sens figurat, om lipsit de valoare și ticălos. Este un termen compus din moare și cocean. Cocean aduce ideea de lipsit de valoare, iar moare înțelesul de supărare sau de ticăloșie. Îl regăsim la creangă. Știi tu, moarea mea, spunea Smaranda. Pe cât de vehement învinovățește, pe atât de exaltant se entuziasmează când ne propune chipul eroului exemplar, postelnicul Constantin Cantacuzino, tatăl stolnicului, căruia îi sunt elogiate bunătatea, înțelepciunea, prudența, priceperea politică.
Durerea provocată de dispariția acestui noroc al țării ia forma unei lamentații, ce se încheie cu două interogații ce pregătesc terenul pentru lansarea imprecației. Iar toată țara plângea pe Constantin Postelnicul că au pierdut un stâlp mare care au sprijinit toate nevoile țării, plângul și săracii că și-au pierdut mila, plângul care au avut de la el multă căutare, plângul și păgânii și creștinii și toate țările care l-au știut și care nu l-au știut, ci numai de numele lui au auzit pentru multă înțelepciune și bunătate ce făcea în toate părțile. Și de la cine fu acea moarte necuvioasă? De la Gligorașul pe care l-au făcut domn și l-au cinstit și au slăvit numele și așa mai departe. Cronica Bălenilor constituie un răspuns vehement la adresa cantacuzinilor și letopisețului lor. Tabloul societății este puternic colorat de subiectivitatea autorului, care are o atitudine mult mai personală decât autorul letopisețului cantacuzinesc. Lipsa de obiectivitate scade din valoarea documentară a operei sale, dar talentul de pamfletar și buna cunoaștere a limbii populare acordă cronicii o reală expresivitate. Astfel, lumea istoriei devine lumea povestirii. Cronicarul Bălenilor este un om cu instrucție superioară și lecturi bogate. Autorul letopisețului cantacuzinesc era adept al permanentei ofensive în forță, căuta în scriptură pasajele de condamnare, chema sancțiunea divină, apela la imprecația afectivă. Cronicarul Bălenilor ripostează sofisticat, subminează cu subtilitate prin insinuări, prin ambiguități, destramă acuzațiile provocând aspecte contrarii, compromite autenticitatea dovezilor. De exemplu, în procesul intentat de cantacuzin lui Stroie Leordeanu, cronicarul Bălenilor insinuează lipsa de autenticitate a scrisorilor citate, răvășele, le spune el, ca probe scrise de către cronicarul cantacuzinilor, producând nesiguranță cu privire la caracterul original al scrisorilor și strecoare ideea utilizării unor falsuri. Și unii zicea că le-au dat Gligorie Vodă, alții zicea că izvod au dat după acelea, alții într-alt chip zicea. Noi am văzut niște răvășele care, după ce l-au închis pe Stroie Vornic chiar în pușcărie și i-au făcut judecată de moarte și l-au pus într-un car cu doi boi, numai cu Antiriul și cu Nădragii, și i-au spânzurat răvașile acelea, dar ale cui or fi fost, Dumnezeu știe. Deci, procesul cu urmări dramatice s-ar fi dezlănțuit pe baza unor scrisori false. Cronicarul Bălenilor, observă Dan Horia Mazilu, face loc amănuntului picant și zvonului subteran strecurat cu priceperea bârfitorului exersat și instalează în text, cu câștiguri evidente pentru variera discursului, petele de culoare, ce semnifică desprinderea de rigiditate, marcând traseul către producerea istoriei ca literatură. Orizontul ideologic al celor două cronici este același, dar erudiția cronicarului Bălenilor întrece cu mult pe aceea adversarului său. Cronica Bălenilor, scrisă de un om de talent, apropiat de popor, alcătuiește o prezentare vie a faptelor, spre deosebire de letopisețul cantacuzinesc, care doar înregistrează evenimente. Cronica Bălenilor povestește, dând viață scenelor descrise. Letopisețul cantacuzinesc abundă în invective și blesteme. Letopisețul Bălenilor are umor subtil, sarcastic, insinuant, sub aparența de gravitate. Niciuna dintre cele două cronici de partidă nu a fost aprobată de noul domnitor Constantin Brâncoveanu. Sarcina de a scrie cronica domniei sale a fost încredințată unui erudit, elenistul Radu Greceanu. Cronica logofătului Radu Greceanu se ocupă numai de anii domniei lui Brâncoveanu, 1688-1714, și este o cronică oficială de curte, scrisă din porunca și sub supravegherea domnitorului. Fiind alcătuită sub forma unui jurnal de ani,
Cronica lui Radu Greceanu, meticuloasă, suferă însă de monotonie, cu atât mai mult cu cât nu are de povestit evenimente epice, ci întâmplări curente, lipsite de semnificații. În predoslovie, Radu Greceanu oferă un model voievodal, selectând trei dintre cele mai importante elemente ale ctitoriei spirituale brâncovenești: tipăriturile, școala și lăcașul de cult. Dar autorul este suficient de talentat pentru a-și salva opera și prilejul cel mai bun îl oferă nu lauda continuă a Domnului, ci denigrarea adversarilor săi. Ca toți cronicarii munteni, Radu Greceanu este înzestrat în direcția pamfletului, a satirei, a caricaturizării și a delațiunii. Cronica se oprește cu puțin înainte de căderea capului lui Brâncovea. Un alt autor a reluat istoria românești de la 1688, mergând până la 1717, într-o povestire mult mai vie. Este vorba despre Anonimul Brâncovenesc. Anonimul Brâncovenesc este cronica munteană cu cele mai remarcabile calități stilistice. Cu toate că nu are un orizont prea larg, autorul anonim este un bun analist, care evocă cu talent și cu pasiune aspectele semnificative ale vieții contemporane, îndeosebi ale vieții boierești din apropierea curții domnești. Autorul nutrește simpatie pentru Brâncoveanu, dar liber de orice obligație exterioară, nu scrie o laudă a Domnului precum Radu Greceanu, ci un memorial, o cronică personală, bazată pe mărturii contemporane și observații proprii. Specialitatea anonimului brâncovenesc este reproducerea exactă a cuvintelor demne de reținut, spuse de diverse persoane în împrejurări deosebite. Portretele nu au pătrundere morală ca la cronicarii moldoveni, dar sunt concrete și plastice. La niciun alt cronicar, dialogul nu ocupă atâta loc și nu joacă un rol atât de însemnat în povestire. Limba lui cuprinde câteva neologisme latinești și grecești, precum și turcești, dar cu mult mai puține decât în cronicile lui Radu Greceanu și Radu Popescu. Limba acestui cronicar brâncovenesc nu este prea departe de a poporului, nu are caracterul artificial al stilului contemporanului său, Constantin Stolnicul, dimpotrivă, poate fi caracterizat ca un instrument de expresie firească și adaptată nevoilor narațiunii istorice. Cronica anonimului brâncovenesc se încheie cu venirea la tronul țării a lui Ion Vodă Mavrocordat în 1717. Nicolae Mavrocordat, reluând domnia în 1719, a încredințat sarcina redactării letopisețului oficial marelui vornic Radu Popescu, 1699-1729. Cronica lui Radu Popescu este o lucrare cu caracter oficial, de apărare a intereselor patronului. Cronica conține, în afară de inevitabila lingușire, numeroase ocări la adresa dușmanilor domnitorului. Aici se exercită violența sa polemică, invectivele care alcătuiesc particularitatea cea mai izbitoare a istoriografiei muntene. Cea mai teribilă ocară este administrată lui Barbu Cornea, cel care îl răpise pe Nicolae Mavrocordat, cu prilejul decesului. Pasajul este arghezian. Lauda lui Nicolae Mavrocordat era condiționată de deformarea adevărului și de trecerea sub tăcere a multor fapte, precum politica de umilă supunere față de Turcia lui Nicolae Mavrocordat, conflictul acut dintre boierimea grecească și cea pământeană, sistemul fiscal foarte apăsător pentru țărani introdus de Mavrocordat. Radu Popescu este destul de abil să răstălmăcească faptele și să arunce asupra lor un văl protector. Cronica lui Radu Popescu este o scriere polemică. El critică pe toți adversarii lui Mavrocordat. Uneori ajunge la pagini de imaginație infernală, de teroare mistică medievală, menite să îngrozească pe cititori, ca în pasajul pe care l-am amintit mai sus despre Barbu Cornea.
Lexicul lui Radu Popescu este cel obișnuit în secolul al XVIII-lea în țara românească, cuvinte din lexicul popular, dar îmbogățit cu un număr de cuvinte turcești, grecești, latinești. Era lexicul obișnuit pentru un boier al vremii, fără încercări de îmbogățire a limbii. Cronicile lui Radu Popescu, Radu Greceanu și anonimul lui Brâncovenesc reprezintă trei momente deosebite din lupta pentru puterea marilor familii boierești. Cronica lui Brâncoveanu, când el cârmuia împreună cu Cantacuzitou, ruptura dintre Cantacuzit și brâncoveni, ridicarea fanarioților și atitudinea ostilă a acestora atât împotriva cantacuzinilor cât și a lui Brâncoveanu. Toate trei slujesc intereselor marii boierii. Opera stolnicului Constantin Cantacuzino, Istoria țării românești, se deosebește atât prin obiect cât și prin concepție și metodă de toate cronicile muntene anterioare. De fapt, nici nu avem de-a face cu o cronică, ci cu o lucrare de istorie sau, cel puțin, făcând tranziția înspre studiile de cercetare istorică. Putem așeza Istoria țării românești între De neamul moldovenilor de Miron Costin și Hronicul vechimii romano-moldovlachilor de Dimitrie Cantemir, care, la distanță de aproximativ 3 decenii, tratează aceeași problemă a originilor poporului român. Ca și Miron Costin și Dimitrie Cantemir, stolnicul a fost un umanist, un cunoscător al culturii antice, eline și latine. A învățat la Constantinopol și la Universitatea din Padova, celebra Universitas Artistarum, unde frecventează cursurile de literatură, teologie, matematică, astronomie, medicină, filozofie, fizică, latină, greacă. Stolnicul îi va trimite și pe fiii săi, Ștefan și Răducanu, să studieze la Padova. Din carnetul său de studii, aflăm că i-a citit pe Tit Liviu, Marțial, Terențiu, Horațiu, Aristotel, Homer și alții. Istoria țării românești a început să o scrie din nevoia de a da răspuns la basna, adică la minciunile lui Simion Dascălul, citit în cronica lui Grigore Ureche, sau poate numai pentru a lămuri mai mult letopisețul țării. Întors în țară, de la Padova, stolnic a fost prins în vârtejul luptelor politice. De zile de liniște s-a bucurat în vremea domniei lui Șerban Cantacuzino, fratele său. După moartea lui Șerban, boierii vor să-l aleagă domn, dar stolnicul refuză și îl propune pe Constantin Brâncoveanu, nepotul său de soră. Constantin Cantacuzino și Dimitrie Cantemir căzuseră de acord în ceea ce privește o acțiune de dezrobire a țărilor române cu ajutor rusesc. Dar Constantin Brâncoveanu s-a opus. De aici s-a produs ruptura între domnitor și cantacuzin. După moartea lui Brâncoveanu, stolnicul impune ca domn pe fiul său Ștefan, 1714-1716. Amândoi au fost uciși la Constantinopol. Stolnicul era un om învățat și cunoscător al artei cârmuirii. Dimitrie Cantemir îl caracteriza astfel în istoria ieroglifică, o brehnace, adică un uliu, bătrână care în multe științe și meșteșuguri era deprinsă. El a dorit să scrie mai cuprinzător ca plan și ca informații, mai adânc ca judecata faptelor trecutului, mai frumos ca stil decât cronicarii dinaintea lui și din vremea lui. O asemenea carte, care rupea cu preocupările strânte, feudale, ale vechilor cronicari și afirma descendența românilor din romani, convenea politicii lui Șerban Cantacuzino, om politic cu vederi largi și cu mari ambiții de stăpânitori, mai ales în privința dezrobirii țărilor române de sub dominația otomană. Stolnicul concepe istoria ca un umanist, nu numai ca un îndrumător moral, ci și, mai ales, ca element necesar culturii unui popor civilizat. Fără istorie, nu numai de râsul altora și de ocară suntem, ci și orbi, muți, surzi suntem de lucrurile și faptele celor mai de mult ce într-acest pământ s-au întâmplat. Savanții străini,
precum epigrafistul englez Edmund Chisholm, ori geograful și istoricul, dar și generalul italian Marsigli, găsesc în persoana stolnicului un conlocutor sau un corespondent erudit și neostenit în a așeza realitățile românești într-o lumină și perspectivă corectă. Răspunsurile pe care le formulează în limba italiană la întrebările lui Marsigli conțin și teze fundamentale, cum ar fi cea a romanității românilor, dar și detalieri menite să corijeze informații eronate care circulau probabil în mediile cărturarilor europeni. El constată că lumea științifică apuseană ar avea nevoie de o sinteză lămuritoare și mărturisește aceluiași Marsigli că este preocupat de o asemenea întreprindere destinată deocamdată compatrioților săi. Ceea ce cere domnia ta necesită mult timp și multă osteneală, pe care eu, după putință, o fac în limba română ca să lămuresc istoria acestei țări, dar până acum nu am isprăvit. Scrierea lui Constantin Catacuzino a rămas neterminată, merge abia până la năvălirea hunilor în 434, dar au existat, se pare, fragmente elaborate și pentru perioadele următoare. O dovedește suita de portrete ale unor mari voievozi români, între care Mircea cel Bătrân și Neagoe Vasarab, dar și contemporanii Șerban Catacuzino și Brâncoveanu, portrete inserate în Catalogo di Principi, întocmit pentru Marsigli. Oricum, Catacuzino și Brâncoveanu, Catacuzino cerceta încă izvoare și aduna informații. În colectarea acestor informații, cărturarul român atins către exhaustivitate. Sunt convocați în cartea sa istorici și geografi ai Antichității Eline și Latine, savanți ai Bizanțului, scritori ai Europei medievale și umaniste și nu lipsesc nici istoricii români. Istoria țării românești începe cu o predoslovie în care pentru prima dată la noi se pune problema izvoarelor în spirit critic, atrăgându-se atenția asupra contradicțiilor din tradiții și literatura orală. Autorul distinge între mitologie și istorie și consideră că afirmațiile istoricilor nu sunt dogmele bisericii, necesită interpretare. Constantin Catacuzino proclamă cel din tâi în chip argumentat în țara românească latinitatea și originea comună a tuturor românilor. Însă prin români înțeleg nu numai ceștia de aici, ci și din Ardeal, care încă și mai neauși sunt, și moldoveni, și toți câți și într-altă parte se află și au această limbă, măcar fie și ceva osebite în niște cuvinte din amestecarea altor limbi, cum s-a zis mai sus, iar tot unii sunt. Cedară pe aceștia, cum zic, tot români îi ținem, că toți aceștia dintr-o fântână au izvorât și cură. Pasajul amintește de Grigore Ureche, care semnala de asemenea unitatea românilor din cele trei țări, care toți de la Râm se trag. Constantin Catacuzino insistă, înainte de Cantemir, pentru prima oară, asupra continuității elementelor latine în Dacia și în spirit umanist asupra moștenirii civilizației clasice. Constantin Catacuzino este primul nostru istoric evoluționist. Limitele cugetării istorice a lui Constantin Catacuzino sunt limitele dictate de atitudinea de clasă. Ironizează, de exemplu, pe Grigore Ureche pentru că arătase că Descălecatul din Marea Mureș fusese opera unor păstori. Un popor, spune stolnicul, nu se poate mândri decât prin neamuri alese, nobile. Constantin Catacuzino concepe formarea statelor feudale prin desprinderea unor căpetenii locale din unitatea Imperiului Roman. Dacii ar fi fost nimiciți, iar romanii veniți în Dacia de mari neamuri erau. Stăpânirea romană este idealizată. Existența și originea Șerbiei nu-l preocupă. O vom găsi la Cantemir.
Ierarhia feudală trebuie să rămână, dar bazată pe respectarea legii. La Stolnic apare pentru prima dată noțiunea de societate, soțiire, spune el. Constantin Cantacuzino nu este un povestitor. Subiectul și atitudinea sa critică față de problemele originilor nu îngăduia să facă narațiuni. Portretele de oameni lipsesc, cu excepție de mare preț, portretul lui Atila Căpetinia Hunilor. În general, cronicarii români de la sfârșitul secolului al XVII-lea și de la începutul celui următor ajunseseră la făurirea unui stil aproape unitar, care formează limba literară a vremii. Stolnicul rămâne însă aparte. Ca umanist, a încercat o turnare a limbii și a stilului în alte tipare decât cele obișnuite. Ca și Dimitrie Cantemir, mai puțin Miron Costin, Cantacuzino este convins că pentru a putea explica gândiri și probleme înalte, limba obișnuită, populară, formează un instrument insuficient. Umanistul creează o limbă și un stil propriu pe care îl propune și urmașilor ca limbă și stil științific și literar. Lexicul este mult îmbogățit cu grecisme, latinisme, italienisme. Stilul lui se deosebește prin sintaxă, printr-o topică silită, aprindu-se mult de stilul bizantin. Compoziția este groaie și stângace pentru că nu urmează mijloacele stilului oral. Istoria țării românești a fost publicată în secolul al XIX-lea de către Cogălnicianu, care o credea a lui Nicolae Milescu. Paternitatea adevărată a stabilit-o Nicolae Iorga în 1901. Stolnicul Constantin Cantacuzino a rămas în istoria literaturii române vechi cu această carte, Istoria țării românești, dar activitatea lui în cultura vremii nu se mărginește la această scriere. La sfârșitul secolului al XVII-lea și la începutul celui următor, se dezvoltă în țara românească și în Moldova un curent cultural umanist cu forme specifice pentru aceste țări și pentru Orientul Ortodox. La cei mai de seamă reprezentanți ai curentului umanist românesc, Nicolae Milescu, Miron Costin, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, se văd caracteristicile umanismului târziu. În Orient, știința umaniștilor a fost pusă și în slujba Bisericii Ortodoxe pentru publicarea și interpretarea cărților religioase. Stolnicul a colaborat la traducerea Bibliei de la 1688 și este autorul în grecește al unor discuții de pură teologie. El a participat la traducerea și publicarea cărților bisericești, având rol de îndreptător superior. Contribuția Stolnicului la literatura religioasă are valoarea unei îndreptări a limbii române pe baza cunoașterii culturii eline și bizantine și, în acest sens, trebuie prețuită și ea ca un gest umanist. În 1700, Stolnicul Cantacuzino a publicat la Padova o hartă a țării românești cu numirile și legenda în grecește, prima înfățișare a țării făcută de un român. În concluzie, ne spune și Alexandru Piru, istoriografia munteană originală ia naștere mai târziu decât cea moldovenească, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Letopisețul cantacuzinesc și letopisețul bălenilor sunt scrieri de compilație, cu o parte finală polemică, reprezentând interesele a două facțiuni politice rivale. Cronica lui Radu Greceanu și cea lui Radu Popescu sunt cronici oficiale de curte, una în serviciul lui Constantin Brâncoveanu, alta în serviciul lui Nicolae Mavrocordat. Numai cronica anonimului brâncovenesc și aceea stolnicului Cantacuzino au caracter independent, ultimea fiind mai degrabă o lucrare de istorie. Cronicile muntene, deși au mai puțin caracter narrativ sau descriptiv decât cele moldovene, dau totuși o imagine interesantă a epocii feudale, chiar dacă adevărul istoric trebuie uneori dedus. Sub raport literar, cronicile muntene constituie întâiele noastre pamflete,
și prin vioiciunea expunerii sau vehemența expresiei, letopisețul Bălenilor, anonimul brâncovenesc și Radu Popescu se ridică până la nivelul artistic al lui Ion Neculce. După cum, prin seriozitatea și căldura demonstrației, stolnicul Constantin Cantacuzino face trecerea de la Miron Costin la Dimitrie Cantemir, de la cronică la istorie, în spirit înaintat umanist. Istoriografia țării românești este pe nedrept socotită inferioară celei moldoveni. Dacă din punct de vedere strict istoric, documentar, se poate, într-adevăr, conferi un merit mai mare cronicarilor moldoveni, din punct de vedere literar, cronicarii munteni nu sunt cu nimic mai prejos, deși altfel decât frații lor. Acolo unde istoria este deformată, câștigă istoria literară. Prelucrarea și reașezarea datelor în funcție de un sistem ideologic ori etic și chiar estetic reprezintă un prim pas către literaturizare. Moldovenii sunt îndeosebi buni naratori și portretiști, au amărăciune, umor, ironie, duioșie. Sunt cumpăniți, sfătoși, simpli. Oralitatea moldovenilor este de tip solemn, de șezătoare. Muntenii au o vervă polemică și imaginație plastică în pamflet, cultivă văietătura, sarcasmul, invectiva, imprecația. Sunt impenitenți, precipitați, întortocheați, folosind în locul vorbirii țărănești, domoale, moldovene, limbajul târgovețului și chiar al maharagiului bucureștean. Oralitatea muntenilor este de tip cotidian, predomină nota de realism și dramatism. Clocotul vieții contemporane dă ocazia acestor cronicari munteni să iasă din notația simplă cronicărească. Duhul barocului domină bună parte din producțiile acestor scritori demn de stimă, pe care, potrivit tradiției, îi numim cronicari munteni, scrie Dan Horia Mazil. La bună reîntâlnire!